De la startul recensământului național, circa 127.000 de persoane au fost deja chestionate. Potrivit datelor preliminare oferite de Biroul Național de Statistică, timp de 3 zile, cei 4.000 de recensori au reușit să viziteze peste 65.000 de locuințe. Potrivit directorului BNS Oleg Cara, subiectele și întrebările din chestionarele de recensământ au fost elaborate în conformitate cu prevederile legale și recomandările internaționale. La elaborarea noilor chestionare s-au luat în calcul și cele folosite la recensămintele din anii 2004 și 2014. Deci, în total sunt 3 chestionare de recensământ. Primul ține de clădire, deci locuință și gospodărie. Deci este unul, spune așa, numărul 1. Al doilea chestionar care ține de persoană, așa l-am numit noi 3P. Deci ele se adresează la toate gospodăriile, deci individuale. În cazul dacă sunt persoane care locuiesc în cămin, doar în cazul când nu se referă aceste întrebări, nu se referă la persoane care formează gospodării, se va adresa deci acest chestionar numărul 2. În procesul de prelucrare a datelor fiecărui cetățean, personalul Biroului Național de Statistică nu va putea vedea numele sau IDNP-ul persoanei, deoarece acestea vor fi secretizate. La momentul când interviul este finalizat, deci chestionarul se salvează, datele se criptează și se transmit la serverul central. Deci, în procesul de producție, aceste date vor parveni în formă pseudonimizată. Deci, datele, aceleași IDNP, deci va fi înlocuit cu un cod statistic. Colectarea datelor privind populația și locuințele din Republica Moldova se va încheia pe 7 iulie. Datele preliminare urmează să fie publicate până la sfârșitul acestui an, iar cele finale până la finele anului 2026.